La conferință de presă săptămânală susținută după ședința executivului. Astăzi este data din calendar 21 decembrie. A fost o ședință de guvern cu foarte multe subiecte. Probabil una din cele mai importante domenii discutate a fost și cel din domeniul sănătății. În debutul acestei conferințe de presă vom avea declarațiile doamnei ministre Alana Merenco privind farmaciile rurale, dar și alte subiecte de interes public pentru a răspunde colegilor jurnaliști care sunt prezenți astăzi la eveniment. După care vom continua cu alte anunțuri de interes public și vom vorbi despre cele mai importante hotărâri de guvern adoptate. Acesta fiind spus, o invit pe doamna ministru Alana Merenco cu o declarație în fața dumneavoastră. Bună ziua! În primul rând o să mă adresez cetățenilor, pentru că astăzi, într-adevăr, au mișcat un card din loc. Astăzi, în ședința de guvern, a fost aprobat regulamentul privind condițiile de licențiere a activității farmaceutice subvenționate de stat în zonele rurale. Și vreau să vă informez că rețeaua farmaceutică în Republica Moldova constituie la moment din 1510 farmacii autorizate, care sunt distribuite absolut neuniform, cu o concentrație preponderentă în municipii și în centrele raionale, 1022 unități, iar în zonele rurale avem doar 488. Deci, satele sunt asigurate doar cu 418 farmacii, din totalul de 1477 de sate, și acolo populația nu beneficiază de o asistență farmaceutică și acces la medicamente esențiale. Problema este parțial rezolvată doar în unele localități prin farmaciile extrabugetare din cadrul instituțiilor medico-sanitare de asistență medicală primară, dintre care doar 165 sunt licențiate, celelalte activează printr-un ordin al Ministerului Sănătății aprobat încă în anul 2008. Situația dată clar că generează un acces foarte jos a populației rurale la medicamente, în special esențială, și impune deplasarea cetățenilor către centrele raionale pentru a procura sau a primi chiar gratuit sau compensat medicamentele prescrise de către medici. Cauza de bază a acestei situații este lipsa de interes a agenților economici și a companiilor farmaceutice pentru a investi în deschiderea acestor farmacii în zone rurale, din cauza că sunt vânzări mici, este un adaos plafonat la medicamente, de asemenea este o solicitare mică pentru vânzarea produselor farmaceutice și lipsa specialiștilor farmaciști în zona rurală. Clar că factorii enumerați au contribuit la pierderi operaționale și dezinteresul dumnealor să activeze în aceste sate. Conform Cartei Farmaceutice Europene, protejarea sănătății publice impune repartizarea farmaciilor cu circuit deschis în baza unor criterii geografice și demografice. Pe parcursul anilor, satele și comunele noastre au rămas neacoperite de asistență farmaceutică. Farmacia ca element este o parte componentă a sistemului de sănătate, cu drept și obligațiune de acordare a asistenței cu medicamente și alte servicii farmaceutice, și este orientat spre beneficiul populației exact în aceeași măsură ca și multe alte servicii medicale și trebuie să fie accesibilă și orientată ca să îmbunătățim sănătatea oamenilor, dar și calitatea vieții. Astfel, prezentul regulament pe care l-am aprobat astăzi stabilește clar modul de înființare și cum sunt subvenționate aceste farmacii de către stat, proces care va fi gestionat de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în scopul ca să asigurăm aceste localități cu farmacii. Și anume, aici sunt specificate condițiile de licențiere a activității farmaceutice în localitățile rurale. Este aprobată lista localităților care va fi anunțată de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și prima listă va constitui din 150 de sate. Și cum vor fi acordate subvențiile farmaciilor în localitățile rurale în limitele bugetelor aprobate pentru Agenția Medicamentului, dar și cum va fi de către Agenția Medicamentului gestionat procesul de monitorizare și raportare, cât și acordarea acestor subvenții.
Pentru anul următor, 2024, după cum am spus, vor fi anunțate în licitație, deci 150 de localități în care pot fi deschise aceste farmacii. Sunt prevăzute inițial 5 milioane. Pentru anii următori, desigur, farmaciile vor urma liste noi și bugetele preconizate vor fi de la 20 până la 25 milioane de lei, care vor fi defalcate din bugetul de stat către Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale. Agenția va asigura atât licențierea farmaciilor, conform cererilor depuse, dar ulterior va gestiona tot acest proces. Deci, criteriile cum au fost alese aceste 150 de sate, probabil vă interesează. În primul rând, a fost alese localitățile care au numai puțin de 1000 de persoane, 1000 de locuitori, dar s-a început de la cele mai mari în jos, coborându-ne, deci ca să acoperim cât mai multe sate, ele să fie cât mai departe de traseu și cu o legătură mai slabă cu centrele raionale și niciodată nu au avut farmacii în aceste sate. Am făcut un calcul și populația totală în aceste 150 de sate ajunge la circa 300.000, deci în prima lovitură ne punem ca scop să asigurăm acces la medicamente a 300.000 de populație. Marea majoritate cunoaștem sunt persoane îmbătrânite în sate care au nevoie de acces la medicamentele pe care noi le compensăm, le oferim gratuit. Agenții economici vor depune cerere la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și, de asemenea, va fi foarte simplificată procedura de depunere a acestor cereri, inclusiv prin e-mail, inclusiv prin declarații pe proprie răspundere. După aceea, deja când vor fi defalcate aceste subvenții, acolo deja vor fi alte raportări. Deci ei trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere că această farmacie are un venit lunar, care este venitul lunar, deci și farmaciile care vor înregistra un venit lunar fără TVA de până la 50.000 doar de lei vor primi o sumă subvenționată de 20.000 de lei, cei care vor atinge un venit de 100.000 realizat 100.000 de lei vor primi 15.000 și până la 150.000, 10.000. Dacă suma venitului trimestrial va depăși 450.000, farmacia nu va putea beneficia, deoarece demonstrează că are o activitate benefică. Aceasta fiind spuse, dacă aveți întrebări, eu vreau să anunț că mă bucur enorm de mult. Acest proiect a fost discutat cu agenții economici înainte de a fi aprobat. Cunoașteți că am făcut modificări la legea activității farmaceutice, deoarece trebuia să schimbăm anumite aspecte care ține de licențierea activității farmaceutice în zona rurală. Noi numim acest proiect mai simplu farmacii la sate. Vom continua în fiecare an cu un număr de farmacii. Sperăm foarte mult să avem chiar concurență la depunerea dosarelor din partea agenților economici și să oferim acces cât mai larg populației din zona rurală la medicamente. Vă mulțumesc. Victoria Parfente, Newsmaker. Doamnă Nemerenco, aveți în plan o întâlnire cu reprezentanții celor două spitale protestatari, pentru că ei zic că nu vă întâlniți cu ei și nu au detalii, nu știu ce se întâmplă, nu le explicați. Cum răspundeți la aceste acuzații? Deci eu vă mulțumesc pentru această întrebare, o să vă răspund absolut la toate întrebările, dar aș fi preferat să am pentru început întrebările legate de farmacii la sate, ca să închidem acest subiect și să nu sar de pe atunci, un subiect dacă... pe altul. Dacă colegii dumneavoastră doresc să înainteze întrebări legate de acest proiect cu regulamentul subvenționării farmaciilor, aș vrea să vină aceste întrebări pentru început. După aceasta o să vă răspund respectuos absolut la toate întrebările. Bună ziua, Iulia Sarevan, Jurnal TV, la acest subiect cu farmaciile. Cum ați identificat, de fapt ați zis cum ați identificat aceste sate, dar dacă ați putea să le numiți câteva dintre ele și
cam în ce regiuni ale Republicii Moldova sunt concentrate cele mai multe sate? Unde este cea mai mare problemă? Gestionarea procesului, de fapt, este în mâna Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Ei o să publice absolut toată lista. Vreau să vă spun că satele sunt distribuite uniform, deci sunt alese uniform și este un număr aproape același din absolut toate raioanele, astfel ca să nu avem o preferință pentru anumite zone, să încercăm să acoperim toate necesitățile populației. Am reiterat, mai repet, deci reiterez că am ales satele cu populația în descreștere de la 5-8 mii, coborându-ne în jos, dar să nu fie condiția de bază, să nu fie mai puțin decât 1000, să fie departe de traseu, departe de raion, cât mai îndepărtate. Deci în primele 150 de sate sunt chiar acele sate care, în care accesul la medicament este cel mai jos și vom respecta aceste condiții care oferă o prioritate populației rurale care locuiește în zone mai îndepărtate și mai greu accesibile. Doamna Nimerenco, bună ziua, Irina Ciobor, One TV. Dacă ați identifica în aceste 150 de localități spațiile unde vor fi amplasate farmaciile, vor fi în mijlocul localității, cum ați identificat? Noi nu identificăm spațiile și nu punem condiții. Aceasta este subiectul cu care se vor ocupa agenții economici. Noi doar am pus condiții de licențiere și acolo este foarte clar, dacă o să deschideți această hotărâre de guvern, o să vedeți că este o listă de anumite condiții pentru agentul economic. Care este suprafața spațiului, cu ce trebuie să fie dotată această farmacie, care este personalul care trebuie să lucreze. Inclusiv le-am permis ca nu neapărat să lucreze un farmacist cu diplomă de farmacist, dar să poate să existe un alt personal medical care are neapărat instruiri în farmaceutică. Deci și aceasta este de fapt responsabilitatea agentului economic. Desigur că ei vor găsi spațiile într-o localitate sătească, ele sunt situate de obicei în cadrul unei primării, a unui, eu știu, a unei alimentare sau undeva. Deci nu au cum să fie aceste spații cumva la... Dar eu cred că chiar dacă ar exista la o margine de sat, oricum populația acelui sat va aprecia foarte mult să existe o farmacie în satul dumnealor. Doamna Nimerenco, ați anunțat anterior despre faptul că cetățenii pot merge la medicul specialist fără îndreptare. Vreau să vă întreb dacă ați monitorizat sau aveți pe cineva care monitorizează acest proces, cum se întâmplă totul, dacă merge totul așa cum și-a planificat autoritățile, dacă proiectul este bun sau, dimpotrivă, dacă lucrurile au luat o altă întorsătură, pentru că există și informații, precum că nu este chiar o bună idee sau că nu funcționează totul atât de bine. În primul rând, s-au mărit cozile pentru că oamenii se duc fără îndreptare la specialist, alții continuă să meargă la specialist cu îndreptare pentru că așa decid instituțiile medicale respective. Vrem să știm ce știți dumneavoastră la acest subiect, dacă monitorizați acest proces. Da. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că populația, cetățenii au întâlnit această modificare foarte pozitiv, fiindcă noi le-am scurtat drumurile. De obicei, mai opozanți rămân să fie lucrătorii medicali, deoarece era cumva convenabil pentru specialiștii de profil îngust să existe un medic de familie care face o triere foarte strictă. Ne dăm foarte bine seama că o parte din pacienți vor abuza într-o oarecare măsură și se vor adresa specialistului direct cu probleme destul de simple care pot fi soluționate la nivelul medicinii primare. În linii generale, toate mesajele care vin acum la minister, deoarece nu avem o comisie care ar merge și ar verifica, vă pot spune că nu cred că ar da un efect foarte pozitiv. Noi ne orientăm după feedback-ul care vine din sistemul medical, de la lucrătorii medicali și de la pacienți. Mesajele pe care eu le primesc și ajung la noi la minister din partea oamenilor sunt toate pozitive. Am rugat foarte mult și mai repet încă o dată, atunci când se întâlnesc cu probleme și consideră că într-adevăr este o problemă, să se adreseze Ministerul Sănătății. Noi mai încercăm să deblocăm aceste
bariere. Uneori rândurile sunt create nu neapărat de aceste ordine sau aceste activități, acțiuni mai permisive pe care le oferim noi sistemului medical, dar din cauza că nu avem medici suficienți în foarte multe raioane. Și vă dați seama, dacă este un singur medic și atunci mai vin mai mulți la el decât veneau înainte, desigur se vor crea cozi. Eu aș putea să spun că în oricare țară care se confruntă în anumite domenii cu o lipsă de medici, există aceste cozi și liste de așteptare și aș vrea să vă îndemn chiar să verificați în țări destul de dezvoltate care este lista de așteptare pentru a prescrie la oftalmolog o rețetă de ochelari. Ceea ce aș vrea să-i rog pe cetățeni să facă totuși înscrierea la medicii specialiști, să se programeze și să nu vină așa brusc peste ei, fiindcă în cazul când apare o urgență, noi avem alte servicii care trebuie să intervină în urgență, pentru aceasta este serviciul de ambulanță, serviciul de asistență medicală prespitalicească de urgență, dar și unitățile de primiri urgente în fiecare spital. Ceea ce vine la specialiștii de profil care fac consultații în ambulator nu sunt urgențe majore. Astfel rog foarte mult pacienții să se programeze și atunci nu o să avem această încurcătură. Și desigur, atunci când schimb niște reguli care sunt deja stabilite de ani, de zeci de ani de zile, la început va fi mai greu, dar eu am o tendință de a liberaliza tot mai mult activitatea medicilor și a lăsa instituțiile să decidă și să nu activeze strict după niște indicații care vin de sus. Dar pentru că ați menționat lipsa medicilor, cât de gravă este problema, dacă ați putea să ne dați niște date și cum plănuiți să remediați această problemă? Deci eu înțeleg că interesul dumneavoastră este major pentru problemele din sănătate și vă dau dreptate aici, dar nu am anunțat o conferință de presă absolut la toate temele din sistem. Aș prefera să vin informată cu cifre pregătite ca să vă ofer niște răspunsuri bazate pe niște dovezi, deoarece avem lipsă de cadre în foarte multe raioane, aș vrea să vă numesc aceste raioane. Avem lipsă de cadre în anumite specialități, cum de exemplu medicina legală, în care deja avem în 18 raioane total lipsa de cadre. Și atunci aș vrea să vin cu informație mai bine pregătită, ca și dumneavoastră să puteți oferi cetățenilor și să aveți niște materiale mai bazate pe cifre și statistici. Și o ultimă întrebare. Proiectul Media cu Sens a câștigat procesul de judecată împotriva Ministerului Sănătății cu privire la încălcarea dreptului de acces la informație de interes public. Vreau să vă întreb cum comentați și dacă veți lua măsuri, dacă veți schimba anumite lucruri în acest sens. Eu nu cunosc despre această decizie, probabil este de azi sau de ieri, îmi puteți spune? Păi, deci dacă puteți să mă credeți, eu nu cunosc despre ea. Ceea ce vreau să vă spun, eu voi ataca această decizie a judecății în instanță și vreau să vă explic de ce. Deci, informația care a fost solicitată de la Ministerul Sănătății s-a referit la absolut toate acțiunile pe care le-a petrecut Ministerul Sănătății în perioada a trei guvernări, în perioada pandemică. Aceasta înseamnă în perioada guvernului Chicu, în perioada guvernului interimar ulterior și după aceasta, deci, guvernul Gavrilița. Deci, perioada pandemică, cam aceste guverne au gestionat. În acea informație solicitată erau foarte multe întrebări referitor la toate achizițiile care au fost referite deci privitor la procurarea serviciilor de comunicare, de informare, tot ce ține de comunicare în pandemie. Comunicarea cu referire la îmbolnăviri, diferite spoturi, videouri, licitațiile realizate, proiectele străine pe care le-a derulat Ministerul Sănătății, informația ce a făcut OMS, UNICEF și așa mai departe. Noi am pregătit toată informația atunci când a fost solicitată informația, eram încă în pandemie, lucram destul de stresant, cu un aparat al Ministerului egal, am impresia că nu vă interesează. Nu cred că mă ascultați, stimată doamnă ziaristă. Eu vă urmăresc de la început, mă uit doar la dumneavoastră și nu mi-ați oferit niciodată o atenție prin privirea dumneavoastră. Colegile dumneavoastră, apropo, foarte atent urmăresc ce spun. Deci chiar vă rog dacă ați pus această întrebare. Deci, noi am făcut primul raport
și l-am înaintat și dumnealor nu le-a plăcut. Au solicitat un alt raport, noi l-am dezvoltat mai mult, fiindcă vă dați seama, trebuia să ridicăm din urmă ceea ce s-a întâmplat un an jumătate, 2 ani în urmă, absolut toate materiale. De asemenea, a fost întors înapoi și calitatea nu i-a aranjat, precum că nu este suficient. Deci vreau să vă spun, ultimul raport pe care l-am prezentat a constituit undeva din 375 de pagini și am întârziat, într-adevăr, în termenul oferit de către legislație. Nu a fost o informație urgentă legată de un deces, legată de ceva acut, grav. Și, într-adevăr, ca să pregătești cu resurse mici la minister un așa raport de mare, credeți-mă, este nevoie de timp. Și 15 zile este absolut imposibil. Deci, da, nu ne-am încadrat. Dar consider că am avut toate motivele și o să demonstrăm judecății că am avut motive să întârziem și acest subiect este unul de importanță majoră pentru presă, pentru societate, dar nu este unul de urgență majoră. Și întârzierea cu câteva zile, eu cred că nu este gravă. Astfel, noi ne păstrăm dreptul de a ataca această decizie la următorul nivel. Mulțumesc! Da, este un volum foarte mare pe care un om la minister, cu atât mai mult că domnișoara care lucra la serviciul de presă, nu putea să pregătească aceste informații singure, trebuiau ridicate arhive, trebuiau solicitate informații de la alte direcții, solicitat ajutorul altor persoane din minister. Deci a fost un proces destul de complicat, ca să nu zic destul de enervant pentru noi, dar noi am făcut față cu puțină întârziere și nu cred că este un motiv de a ataca o autoritate centrală în judecată pentru aceasta. Și revenind la întrebarea inițială, vă veți întâlni cu cele două echipe? O țin minte întrebarea dumneavoastră. Deci vreau să vă informez că în acest subiect de fapt este politizat foarte mult și îmi pare foarte rău că nu cunoașteți că eu m-am întâlnit. Eu întâlnirile mele le-am început încă din vară și am început cu administrația să discut, după aceea cu catedrele, cu personalul didactic, cu Universitatea de Medicină. Ulterior am fost la întâlnire cu colectivul, probabil a durat 2 ore, a fost destul de emotivă discuția, dar ne-am luat rămas bun, nu dușmani, și nu văd de ce se vehiculează permanent în spațiu public, precum că nu aș fi luat părerea dumnealor. Eu vreau să pun accent pe alt element. Dacă ați observat, și dumneavoastră sunteți cei care sunteți alături de noi atunci când avem evenimente, săptămâna aceasta am avut 3 evenimente la rând. Toate evenimentele au fost despre donații, despre instalări de echipamente, despre lucruri extraordinar de importante pe care le-am făcut pentru țară. Alături de mine erau ambasadori. Ambasadorii Uniunii Europene, ambasadorul Statelor Unite, reprezentantul Elveției. Deci, în alte evenimente sunt alți ambasadori, România și multe alte țări. Deci, avem un suport enorm de milioane, de zeci de milioane, de sute de milioane de euro în sistem și dolari. Și atunci când cetățenii altor țări se împart cu contribuția lor, ca să ne ajute pe noi să avem un sistem de sănătate mai bun, mai calitativ, eu cred că este o crimă din partea noastră să lucrăm atât de ineficient și să ne utilizăm propriile resurse atât de ineficient. Mie mi-este rușine în fața ambasadorilor și cetățenilor acestor țări. Astfel, iertați-mă, dar voi pune presiuni pe instituțiile medicale să avem un management și o gestionare corectă a banilor. Banii nu sunt ai sistemului de sănătate. Banii sunt ai cetățenilor, cei care ne privesc și a dumneavoastră de asemenea, fiindcă fiecare își plătește contribuția din salariu. Astfel, o activitate a unei instituții cu o capacitate de doar 38% la o jumătate din paturile care ar putea fi existente în acel spital, iertați-mă, aceasta nu este eficiență și nu este utilizare cu respect a banului cetățeanului nostru. Și ce numitor comun dacă oamenii au anumit scop și sunt
permanent susținuți de către partidele politice. Eu nu o să le fac acum reclamă, i-ați văzut pe toți cine anume participă în marș. Tot acei care au fost implicați în fraudarea alegerilor și mulți alții. Îmi pare foarte rău că colectivele cumva se implică în aceasta, dar spre fericirea mea nu am văzut pe acolo feți de medici. Mai mult vine personalul de nivel inferior, infirmierele, precum că le explică că o să-i ducă de aici, o să-i ducă în altă parte, este mai departe distanța de la Sireț până nu știu unde. Siguranța pe care trebuie să o aibă aceste două colective este că aceste două spitale vor rămâne dislocate așa cum sunt ele. Faptul că pe interior vor avea loc restructurări a secțiilor, vor fi deschise secții noi, vor fi reparații capitale enorme, mari, da, aceasta se va întâmpla în ambele spitale, dar niciun spital nu face aripi și nu zboară de unde este el. Totul este doar o manipulare crasă. Puteți să ne explicați, ca să înțeleagă și lumea, fuzionarea la nivel de administrație. Cum va îmbunătăți totuși condițiile acolo? Pentru că înțelegem că se vor schimba câteva... Deci chiar și aici a existat o manipulare în care s-a spus că deci două spitale fuzionează, un management comun, va fi un singur director, ce câștigăm noi? Că, de fapt, două funcții dispar. Nu! Nu doar dispar funcții, vor apărea unele funcții noi, inclusiv, dar din contul capacității acestor spitale, fiindcă ele vor putea aduce mai mulți bani. Toți au spus că am lucrat minunat în COVID, în perioada pandemică. Spitalul a declarat aceasta, nu o singură dată, ați observat și în conferința de presă, fiindcă i-am urmărit. Eu aș vrea să vă pun întrebarea, dar cât de bine au lucrat dumnealor dacă nu au avut o secție de reanimare? Ar trebui să spună mulțumesc colegilor din alte instituții care au preluat toți pacienții gravi din acest spital. Ei nu au putut duce pacientul până la final, până la însănătoșirea deplină, dacă nu erau alte instituții fortificate. Acolo, sistemul de sănătate nu a avut capacitatea și posibilitatea să fortifice, deoarece baza este foarte și foarte veche. Astfel, toate ventilatoarele, tot ce a venit pentru secțiile de reanimare, au mers în alte spitale. Deci aici vor fi efectuate restructurări ale laboratorului, ale modalității de gestionare. Vor fi create secții noi. Deci un management comun nu înseamnă economisirea banilor. Înseamnă gestionarea corectă a banilor. Nu exclud că aceste două spitale vor avea mult mai mult personal decât au acum. Deci nu exclud că vor avea mult mai multe paturi decât au acum. Management comun este un management care este întâlnit foarte frecvent în Europa. Dacă o să luați, ca exemplu, este cel mai des întâlnit în Franța, în Paris, sub același management sunt incluse câte 10 spitale. Dacă o să vă uitați în România, municipalitățile au făcut management comun la toate spitalele din oraș. Deci, nu înseamnă tăierea a două funcții. Este, din păcat, manipulează chiar și cei care au o înțelegere foarte clară ce se va întâmpla în aceste spitale. Dar ceea ce trebuie să știe absolut toată lumea, deci spitalele rămân dislocate acolo unde sunt acum și vor fi îmbunătățiri. Și cu referire la cazul băiatului de 11 ani de la Orhei, care a decedat după ce i s-a administrat un ser la care el era alergic. Cum reacționați la acest moment? Deci am o foarte mare rugăminte față de presă. În primul rând, îmi pare foarte rău și ca om, ca mamă, exprim condoleanțe părinților, îmi dau seama prin ce tragedie trec, dar vreau ca dumneavoastră presa, înainte de a avea concluziile, deja dumneavoastră aveți o concluzie în întrebarea dumneavoastră. Noi cerim o reacție a Ministerului. I s-a administrat un ser și a făcut o alergie. Deci aceasta va fi concluzia Comisiei de Expertiză și Anchetă. Deci urmează expertiza medico-legală și expertiza Comisiei Ministerului Sănătății. Iar eu am văzut absolut în toate titlurile din presă concluzia deja a dumneavoastră. Colegi, vă rog frumos, lăsați-ne pe noi să stabilim care a fost cauza decesului, fiindcă
Deci copilul avea probleme. Nu dorim nici de cum să ascundem ceva. Vom merge și trebuie să aveți încredere că vom merge până la capăt cu această anchetă. Există mai multe anchete, cunoașteți că s-a sesizat și procuratura. Este un caz deschis penal. Noi avem ancheta noastră, vine concluzia de la medicina legală, vom pune toate lucrurile împreună și atunci când vom avea rezultatele, vă vom informa. La momentul de față, noi nu putem declara cu atâta cunoștință în cauză, cum o faceți dumneavoastră, că ar fi alergie la un medicament. După toate, simptomatica nu prea seamănă alergie. Alergiile se declanșează într-o altă formă. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună și de asemenea utilizez această posibilitate să doresc multă sănătate a tuturor cetățenilor țării, să felicit cu sărbătorile care vin de iarnă, de Crăciun, de an nou, să le promit și să îi asigurăm că vor avea acces mai bun în anul următor la servicii medicale și la medicamente și îi rog să aibă grijă de sănătatea lor, să respecte distanța, fiindcă avem mai multe maladii respiratorii, să vină mai des, mai frecvent la medic ca să-și depiseze maladiile la timp și să fie sănătoși. Vă doresc o zi bună! Mulțumim frumos, doamnelor, domnilor, vă reamintesc, urmăriți transmisiunea în direct din Casa Guvernului. Mai devreme au fost declarațiile doamnei ministre Alana Merenco, care a răspuns la întrebările jurnaliștilor, iar noi continuăm în cele ce urmează să vorbim despre anunțurile de interes public, sinteza celor mai importante hotărâri ale Guvernului și agenda publică a ministrilor. Astăzi, pe ordinea de zi, am avut 44 de puncte, dintre care două proiecte de dispoziții de guvern, 36 de proiecte de hotărâri de guvern, 5 vizia la inițiative legislative parlamentare și un punct privind resursele umane. Să începem cu cele mai importante anunțuri de pe platforma guvernamentală. În primul rând, în debutul ședinței de guvern, premierul Dorin Recean a cerut mobilizarea instituțiilor publice în contextul sărbătorilor de iarnă. Premierul a menționat că atrag atenția la situația din Vâlcea și aeroport, să suplimentăm resursele în direcția respectivă și a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanțelor să crească numărul polițiștilor de frontieră și vameș ca să se fie procesate cât mai eficient datele. De asemenea, oficialul a menționat că o să continue comunicarea cu Bucureștiul ca să suplimenteze numărul de personal ca să poată face față numărului mare de persoane care în perioada sărbătorilor de iarnă revin acasă. Colegii jurnaliști au întrebat pe parcurs ce înseamnă setul de măsuri. Vreau aici să fac la modul concret unele precizări. Premierul Dorin Recean a solicitat să se suplinească numărul de personal pe ture și să negocieze activ cu colegii din România și Ucraina modul de gestionare a acestor fluxuri comune la frontierele de stat. De asemenea, poliția să suplinească numărul de patrule mobile în zona adiacentă pentru fluidizarea traficului a persoanelor care se apropie în regiunea respectivă. IGSU și MIDR să fie pregătiți să intervină cu intervenții active în caz de blocare de benzi, dar și pentru asistența la hotel în caz de intemperii, în cazul în care aceste lucruri se vor întâmpla. Serviciul Vamal, de asemenea, să suplinească numărul de angajați pe tură și să nu admită tergiversarea verificărilor care au loc de obicei. Totodată anunțăm pe această cale că în perioada următoare va fi pus în funcțiune și centrul de gestionare 24/24 cu invitarea colegilor din instituțiile naționale relevante. Totodată, colegii de la Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal vor asigura o comunicare eficientă și interactivă cu călătorii. Prin urmare, urmăriți canalele oficiale ale acestor instituții atunci când vă porniți la drum sau atunci când cunoașteți că apropiații voștri trebuie să revină acasă. Reamintesc că aceste actualizări vor fi disponibile pe toate platformele a instituțiilor menționate. Totodată, astăzi, premierul a participat înaintea începerii ședinței de guvern la Gala Olimpicilor, organizată de Ministerul Educației și Cercetării. Vreau pe această cale să reiau niște date importante pe care să le cunoască o țară întreagă și să ne mândrim de performanțele elevilor noștri. Circa 30 de profesori au contribuit substanțial la pregătirea elevilor olimpici internaționali și au beneficiat astăzi de premii și diplome din partea autorităților. 35 de elevi moldoveni au luat la competiții internaționale premii, despre care mă voi referi un pic mai târziu și au fost astăzi menționați la fel de către responsabil. 530 de profesori, elevii cărora au obținut premii la Olimpiadă
Olimpiadă Republicană de asemenea au fost menționați. Anual se organizează în Republica Moldova 21 de Olimpiade și concursuri republicane, la care au participat în această perioadă 3500 de elevi din toate raioanele Republicii. În această perioadă de timp vreau să amintesc că elevii noștri au reprezentat țara cu mândrie la 16 Olimpiade și concursuri regionale și internaționale în Slovenia, în Turcia, în SUA, în Albania, în Germania, în Suedia, în Japonia, în Elveția, în Emiratele Arabe Unite, în Ungaria, Georgia, România, Republica Macedonia de Nord și Thailanda. Elevii din țara noastră s-au întors cu 52 de premii, dintre care 6 medale de argint, 25 de medale de bronz, 19 mențiuni de onoare și 2 premii speciale în cadrul concursului de știință și inginerie. Cele mai multe premii au fost luate la matematică, 17 în total, informatică, 11 premii, fizică, 9 premii, limba engleză, 4 premii și câte 3 premii la chimie, biologie și științe și 2 premii speciale la știință și inginerie. Felicitări cordiale încă o dată tuturor premianților, dar și dascălilor, părinților și comunității academice care au făcut posibilă această reușită și la fel cum a menționat premierul Dorin Recean, prin astfel de exerciții se duce faimă și prestigiul tărâmului cunoașterii, prin acești tineri conducem la creșterea economică și socială și profilul de imagine al țării noastre. Totodată, un al treilea anunț pe platforma guvernamentală ține de lansarea celui de-al doilea apel la programul Satul European. Peste 600 de milioane de lei au fost alocate anul acesta. Despre acest lucru a anunțat și ieri șeful de la Infrastructură și Dezvoltare Regională, ministrul Andrei Spânu. Vreau doar să punctez iarăși aici câteva cifre relevante în cadrul acestui program. În perioada 2022-2023, în cadrul programelor Satul European și Satul European Express, se implementează aproximativ 900 de proiecte în toată țara. 520 de proiecte au fost deja finalizate, iar oamenii se bucură de rezultatele concrete și vizează domenii diverse. Spre exemplu, 61 de localități deja au sisteme de apă și canalizare reabilitate, 37 de localități au reabilitat sistemul de iluminat stradal, de asemenea au fost reabilitate case de cultură, grădinițe, școli, parcuri, terenuri sportive și terenuri de joacă pentru copii, așa cum a fost menționat și în cadrul evenimentului de presă de ieri. Noutatea pentru anul 2024 este următoarea. Proiectele care vor avea prioritate absolută sunt cele din domeniul sistemului de alimentare cu apă. Sunt parte a priorităților guvernului în cadrul celor 20 de priorități a executivului Construim Moldova Europeană, dar și primăriile vor putea să solicite asistență și un volum mai mare de suport în acest sens. Totodată reamintesc că printre alte condiții se află și faptul că dacă localitățile au până la 1500 de locuitori, vor putea beneficia de resurse de la până la 1 milion de lei, fără contribuție, iar satele cu o populație mai mare de 1500 de locuitori vor putea beneficia de proiecte de până la 3 milioane de lei, fără contribuție proprie, sau până la 10 milioane lei, dacă contribuția acestor localități va fi de circa 15% din partea localității. Informația desfășurată despre acest program este în ghidul de aplicare, dar și în anunțul de lansare a concursului și poate fi accesat pe platforma satuleuropean.gov.md. Vreau să reamintesc tuturor celor care ne urmăresc, în special din satele și comunele Republicii Moldova, vorbiți cu primarii localităților ca primarii să aplice și să beneficieze de aceste resurse pentru localitățile dumneavoastră. Anunțul numărul 4 atrage atenția că odată cu migrarea și staționarea păsărilor sălbatice poate apărea riscul contaminării cu gripa aviară. Colegii noștri de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au venit cu un șir de recomandări pentru fermieri și populația țării, care a fost publicată pe pagina oficială a instituției. Reamintesc, sunt 3 focare de gripa aviară pe teritoriul țării noastre în fauna sălbatică, care au fost depistate în proximitatea bazinelor acvatice din Cubolta, raionul Sângerei, satul Țighira din Ungheni, satul Moara de Piatră din raionul Drochia. Gripa aviară se poate transmite și la om, reamintim și despre acest lucru la evenimentul de astăzi, de aceea sunt importante și anumite măsuri de prevenire
prevenire a bolii, cum ar fi respectarea normelor de igienă veterinară în adăposturile păsărilor, respectarea igienei personale, spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun după fiecare contact cu păsările, spălarea suprafețelor contaminate, dar și procurarea cărnii de pasăre, ouă și produse de carne numai de la unitățile comerciale autorizate. Tot pe linia de subiect a colegilor de la ANSA, vreau să menționez că în ajunul sărbătorilor de iarnă, în piețele din țară sunt comercializate diverse produse alimentare, astfel pentru a evita situația în care procurați produse care pot fi dăunătoare pentru dumneavoastră, autoritatea îndeamnă cetățenii să procurați doar acolo din locuri autorizate care sunt supuse expertizei sanitar-veterinare. De asemenea, oamenii trebuie să fie atenți la aspectul exterior al produselor. Mai multe detalii despre primul caz și al doilea caz le puteți consulta pe pagina Agenției pentru Siguranța Alimentelor, pe pagina web a acestora. Totodată, un ultim anunț, înainte să trecem la întrebări și răspunsuri din partea jurnaliștilor, ține de campania de abonare pentru anul 2024 la reviste și ziare. În contextul sărbătorilor de iarnă în care suntem, este momentul ideal pentru a reflecta asupra importanței și a presei în viața noastră. Astăzi vreau să mă opresc în mod deosebit la ziarele și revistele naționale și regionale, care nu sunt doar un mijloc de informare, dar și un leant al comunității și ajută să păstrăm legătura la realitățile și provocările zilnice la nivel local, la nivel național, dar și internațional. În această perioadă festivă ne oferă oportunitatea de a susține aceste instituții vitale, iar abonarea la un ziar sau o revistă nu este doar un act de a fi informat, ci unul de a susține libertatea de exprimare și jurnalismul de calitate. Și într-o lume unde informația rapidă și adesea neverificată circulă cu ușurință, ziarele și revistele ne oferă analize aprofundate, verificate și de încredere. Peste 36.000 de cetățeni deja au perfectat un abonament în anul 2024, demonstrând un angajament de susținere față jurnalismului de calitate. Fiecare abonament înseamnă un sprijin direct pentru aceste publicații, permițându-le să existe în continuare. În era digitală sunt și alternative, sunt produse alternative care sunt create pe anumite rețele sociale sau de către colegii de la TV, radio sau alte conținuturi. Este și asta o modalitate de a sprijini munca jurnaliștilor onești care își fac meseria și care livrează informații verificate publicului. Indiferent de locație și indiferent de modalitatea prin care este transmisă aceasta. Totuși, astăzi vorbim despre ziare și reviste. Prin abonarea la acestea în perioada sărbătorilor, nu doar că ne informăm, dar oferim și un cadou și posibilitatea ca aceste redacții să-și poată realiza misiunea de a crea un jurnalism de calitate și responsabil. Vă invităm să vă alătureți acestei mișcări de susținere a presei scrise pentru a avea un an 2024 informat și mai conectat cu realitățile care ne înconjoară. Prin urmare, și eu personal, dar și mai mulți apropiați colegi deja și-au perfectat abonamente la ziare și reviste. Continuați să o faceți pentru a sprijini jurnalismul de calitate. Poate fi un ziar regional, un ziar național sau o revistă care vă place în virtutea activității pe care o realizează. Acestea fiind spuse, până am să continui cu cele mai importante hotărâri, am să preiau întrebări la colegii din presă. Vă rog. Vreau să ne spuneți ce știți despre plecarea bașcanului Evgenia Guțul la Bruxelles. Dacă știau autoritățile că ea pleacă, cu cine se întâlnește, dacă poate ați fost informați, nu știu. Și cum răspundeți la acuzațiile care le-a adus ea fiind la Bruxelles la adresa guvernării? A zis că drepturile cetățenilor din Găgăuzia sunt încălcate și Chișinăul cumva nu ar face nimic ca să oprească acest lucru. Ce vrea să spună bașcanul? Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea adresată. Am privilegiul de a vorbi pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru membrii Cabinetului de Ministri
Și vreau să vă reamintesc că doamna Cristina Guțul nu este membră a cabinetului de ministri la etapa actuală, respectiv noi menționăm foarte clar că respingem aceste acuzații lansate în adresa guvernului. Este clar că autoritățile continuă prin munca pe care o realizează să aibă grijă de localitățile țării, indiferent dacă aceste localități sunt la Comrat, Vulcănești, Congaz, Avdarma sau orice altă localitate din regiune. Guvernul va fi aproape de cetățenii din aceste localități și va continua munca sa dedicată, legată de modernizarea acestor localități. Astăzi, mai devreme, am vorbit despre lansarea programului Satul European 2 de către Ministerul de Resort, să garantăm securitatea cetățenilor Republicii Moldova și să creștem veniturile și bunăstarea populației. Asta este prioritatea numărul 1 a executivului. O vizită privată a reprezentantei pe care ați menționat-o nu este pe agenda de activități și nu este în atenția noastră la această etapă, dar respingem clar aceste acuzații. Chișinăul este aproape de cetățenii fiecarei localități și vom lucra îndeaproape cu oamenii din regiune și oamenii din întreaga țară. Funcționarii autorităților publice centrale nu vor mai beneficia de automobil de serviciu la orice oră, potrivit unei decizii luate astăzi de Cabinetul de Ministri. Vreau să mai multe detalii la acest subiect, de ce și când mai exact vor putea ei să folosească aceste automobile. Mulțumesc și pentru această întrebare. De fiecare dată executivul caută modalități de a-și eficientiza activitatea. Deja este bine cunoscut că în unele cazuri mai multe categorii de demnitari aveau acces la mașină de serviciu, ori prin această hotărâre acest acces este limitat anume în scopul de a oferi mai multă flexibilitate și a eficientiza procesele care au loc în cadrul executivului și disponibilitatea mașinilor trebuie să fie bazată pe grafic, pe o necesitate și nu neapărat arondată, de exemplu, la fiecare demnitar sau responsabil din cadrul instituției respective. Deci este o altă decizie care se conduce de prioritatea eficientizării cheltuielilor banilor publici, astfel încât banii publici să fie cheltuiți la adresă și de aceste autoturisme să nu beneficie un număr exagerat de mare de categorii și totodată să existe posibilitatea în cazul în care unii responsabili ar putea să conducă autoturismul de sine stătător să o facă, nu neapărat să aibă necesitatea de a fi duși de către un șofer. Dacă a fost clar sau dacă e nevoie să precizăm? De precizare, se restrânge, înțeleg, că cercul oamenilor care vor beneficia de mașină, cine nu va mai beneficia de mașină și ce înseamnă la orice oră? Adică va fi o oră anumită în care vei putea solicita mașina de serviciu? Care e această oră? Sau care sunt evenimentele pentru care tu poți solicita mașina de serviciu și nu poți? Da, mulțumesc mult. Deci, la această etapă există, dar mai multe categorii conform legii de demnitari care au dreptul să aibă acces la autoturismul de serviciu. Ori prin această decizie avem un număr mai restrâns de persoane care vor avea acces. De exemplu, un ministru care are o agendă încărcată și are nevoie să se deplaseze dintr-o parte alta a orașului va putea să o facă nu doar cu un șofer personal, dar și de sine stătător în cazul în care va avea nevoie. Același lucru se aplică și în cazul unor altor oficiali. Deci nu neapărat trebuie să ai mai multe persoane care să asigure funcționalitatea parcului care există. La capitolul solicitări, deci în cazul în care se stabilește o solicitare sau se solicită o mașină, se menționează nemijlocit evenimentul la care pleacă un oficial. Cu alte cuvinte, există un filtru foarte clar că există o evidență pe puncte cine și unde pleacă, la ce oră. Adică nu este o decizie care o aveți dumneavoastră sau eu în cazul în care ați fi eligibil pentru o mașină de serviciu. Prin această evidență se responsabilizează toți factorii implicați.
Medicii de la spitalele Toma Ciorbă și cel dermatologic, care urmează a fi comasate, cer întrevedere cu domnul Recean. Se va întâlni premierul cu ei? Mulțumesc mult, doamna ministră, mai devreme, la fel în cadrul acestei conferințe de presă, a comentat acest subiect pe partea de substanță. La momentul de față, autoritatea care este responsabilă de proiect este Ministerul Sănătății și sunt sigur că toate soluțiile la acest proiect, reamintesc, este un proiect care urmează încă a fi adoptat, urmează să se găsească pe platforma Ministerului Sănătății și în cazul în care va fi nevoie să fie organizate și alte discuții suplimentare. Înțelegerea noastră este că Ministerul Sănătății are toată deschiderea necesară. Folosesc, apropo, prilejul acestei întrebări, să reamintesc că săptămâna viitoare, tot joi, doamna ministra Sănătății va desfășura o conferință de presă de totalizare a anului 2023, unde va aborda pe îndelete mai multe proiecte, inclusiv vă poate oferi o nouă actualizare de calitate pe subiectul acestei inițiative, care, după cum a menționat și doamna ministră mai devreme, vine să eficientizeze activitatea și utilizarea resurselor pentru ambele spitale, iar colectivele menționate nu sunt supuse unei comasări sau, deci respectiv această comasare vizează partea administrativă și poate fi explicat în detalii și săptămâna viitoare. Deci domnul Recean nu are în agenda lui o întâlnire cu medicii? La etapa actuală nu, discuțiile sunt pe platforma Ministerului Sănătății. Ok, mersi foarte mult! Mulțumesc. Acestea fiind spuse, vreau să continui rapid cu cele mai importante hotărâri care sunt adoptate în cadrul ședinței de guvern de astăzi. În primul rând a fost adoptat Planul Național de Dezvoltare pentru următorii ani, până în anul 2026. El a fost aprobat de către guvern. Poate fi caracterizat ca un plan concret, realist și cu grijă față de oameni. Deci peste 100 de proiecte investiționale și măsuri de reformă au fost incluse în acest plan. Au fost mai multe întrebări, ce va include exact, cum asta va afecta cetățenii. Vreau aici să fac niște precizări foarte clare. Potrivit planului, vor fi modernizate localitățile țării în peste 190 de cazuri, prin conectarea acestora la alimentare cu apă, care este o prioritate cheie executivului despre care am vorbit și mai devreme. De asemenea, vor fi modernizate drumurile, podurile și transportul feroviar, iar sistemul electroenergetic al țării va fi fortificat prin construcția a 200 de kilometri de linii electrice. Toate aceste acțiuni incluse în document se referă la sporirea eficienței energetice din sectorul public și rezidențial și contribuie la modernizarea sistemului alimentar centralizat cu energie termică a două municipii, vorbim aici despre Chișinău și Bălți. Totodată urmează a fi implementate 80 de sisteme de irigare pentru cel puțin 3500 de hectare de teren agricol și realizate 3 proiecte de management a deșeurilor în raioanele Călăraș, Ungheni și Nisporeni. Alte priorități țin de sporirea securității și politici de apărare și reforma în sectorul justiției. Către anul 2026, circa 170 de judecători și 230 de procurori vor fi evaluați extern. În același timp, în scopul creării locurilor de muncă bine plătite, planul prevede implementarea unor programe de susținere a antreprenoriatului și sporirea accesului la finanțare. Drept rezultat, anual vor fi susținuți peste 1000 de agenți economici, iar statul va investi circa 3,5 miliarde de lei pentru susținerea antreprenorilor. Implementarea acestui plan, care a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței de guvern, este estimat la circa 59 de miliarde de lei. Reamintesc, acest plan este unul concret, este unul realist și este unul cu grijă față de oameni. Mai multe informații pot fi consultate pe pagina guvernului, acolo unde este publicat acest plan în detalii și îl puteți consulta în formă liberă. Totodată, o altă decizie aprobată în ședință de guvern ține de crearea Agenției Naționale pentru Securitatea Cibernetică. Ce înseamnă crearea acestei agenții? Cu toții în ultima perioadă am fost martorii unor incidente de securitate cibernetică și o agenție în acest sens va spori nivelul de siguranță al cetățenilor și instituțiilor statului, dar și a mediului privat. Cabinetul de ministri a aprobat astfel o decizie care pune bazele agenției. Instituția va avea misiunea
misiunea să implementeze politicile statului în domeniul securității cibernetice și să sporească calitatea rețelelor și a sistemelor informatice și a furnizorilor de servicii. De asemenea, în cadrul agenției va fi creată o echipă de răspuns la incidentele cibernetice la nivel național și instituit un punct focal unic de contact care asigură interacțiunea autorităților, instituțiilor și comunicarea cu instituții similare din alte țări. Totodată, instituția va fi responsabilă de protecția infrastructurii informaționale critice, implementarea unui mecanism obligatoriu de raportare a incidentelor cibernetice, dar și supravegherea și controlul de stat al respectării către furnizori de servicii a cadrului normativ în domeniul securității cibernetice. Odată cu înființarea agenției, vom putea implementa mai eficient politicile în acest domeniu și asta va crește gradul de conștientizare, dar și educarea a cetățenilor în domeniul securității cibernetice. Reamintesc că executivul a votat astăzi pentru crearea Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică. Și în top 3 pe care l-am selectat pentru astăzi, închei cu aprobarea Planului Național Diaspora 2024-2028. Programul Național Diaspora 2024-2028 a fost un document care a fost dezbătut pe platformele de consultări împreună cu diaspora din mai multe state și documentul contribuie la consolidarea legăturilor dintre stat și diaspora și transformarea acestei colaborări într-un factor de progres pentru țara noastră. Programul prevede crearea unității de suport a cetățenilor la revenirea în țară și stimularea implicării diasporei în diferite domenii. De asemenea, va fi dezvoltat un mecanism de revenire și angajare a absolvenților și studenților moldoveni din universitățile străine în cadrul sistemului public, dar și privat din țara noastră. Până în anul 2028, guvernul își propune să îmbunătățească calitatea proiectelor și inițiativelor din țară prin valorificarea expertizei diasporei și cunoștințelor membrilor diasporei, fapt care va conduce la creșterea competitivității și inovației în diferite sectoare. De asemenea, programul mai include și un plan concret care stabilește obiectivele pe termen mediu și activitățile care urmează a fi realizate la nivel național pentru implicarea activă a cetățenilor plecați peste hotare. În câteva cuvinte, acest program național pentru diaspora stabilește o hartă, un parcurs pe care urmează să-l realizăm și pune accent pe modul în care atragem diaspora în economie, atragem diaspora în administrație, atragem competențele diasporei în programele sectoriale ale executivului, dar și vine să integreze tinerii care își fac studiile peste hotare în spațiul public, dar și privat din țara noastră. Acum vreau foarte pe scurt să vorbesc, ca de obicei, despre agenda membrilor guvernului. Vicepremierul Dumitru Alaiba de astăzi și mâine va avea deplasare la Ankara, Turcia, în contextul aprofundării acordului de comerț liber cu această țară. Reamintesc că avem mai multe relații bilaterale comerciale cu Turcia, care urmează a fi discutate pe îndelete de către responsabilii de la Ministerul Economiei, în scopul de a atrage mai multe oportunități, inclusiv în țara noastră, inclusiv pe filiera de investiții. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, astăzi, joi, ministrul Bolea va întreprinde o vizită de lucru în raionul Călăraș, pe care o realizează în cursul inclusiv acestei conferințe de presă. Detalii despre întrevederile pe care le are ministru le veți găsi pe pagina oficială a ministerului menționat. Ministrul Apărării participă la campania de donare a sângelui cu genericul Să fim mai buni, să dăruim cu suflet. Campania se desfășoară în perioada 19-22 decembrie în toate garnizoanele Armatei Naționale. Mulțumim colegilor de la Armata Națională pentru inițiativa pe care o desfășoară și pe această cale reamintim publicului că în orice moment putem să donăm sânge la instituțiile care sunt responsabile, astfel încât să contribuim la salvarea de vieți omenești. Detalii despre campania de donare a sângelui, dar și despre modalitățile în care fiecare dintre dumneavoastră o puteți face, le puteți găsi pe pagina Agenției de Specialitate. Totodată, Ministrul Energiei va semna astăzi cu ambasadoarea Bulgariei un memorandum de înțelegere privind acordul de grant pentru o serie de proiecte moldo-bulgare în domeniul energiei, iar de asemenea, în contextul zilei energeticianului, Victor Parlikov va desfășura mai multe activități și acțiuni de sprijin a responsabililor în acest domeniu și pe această cale ne alăturăm mesajului de felicitare
tuturor celor care celebrează astăzi Ziua Energetice Anului, o zi cheie pentru sector, dar și pentru siguranța energetică a țării. Ministrul Educației participă astăzi a participat la Gala Tineretului, astăzi a fost și Gala Olimpicilor și mâine va susține o conferință de presă pe granturile în domeniul de tineret. Vă invităm să urmăriți actualizări pe linia Ministerului Educației și Cercetării. Ministra Alla Nemerenko participă în continuare la acordarea unor loturi de echipamente pentru instituțiile medico-sanitare din țară cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și UE, Guvernului Statelor Unite, dar și Biroului de Cooperare a Elveției. Detalii despre aceste donații pot fi găsite pe pagina Ministerului Sănătății, iar eu reamintesc că doamna ministră va susține săptămâna viitoare, joi, o conferință de presă desfășurată la Guvern cu totalurile în domeniul sănătății. Avem și alți ministri care vor face același lucru în cursul săptămânii viitoare. Vom reveni cu detalii. La rubrica tradițională Imuni la dezinformare, împreună combatem falsurile și sporim reziliența, vreau să reiterăm apelul public să verificați informațiile din surse oficiale, nu promovați, distribuiți sau transmiteți mai departe știri, speculații sau orice fel de informații în care nu aveți încredere sau care sunt pe surse obscure. Atunci când discutați un subiect, aduceți argumente bazându-vă pe informații și surse oficiale. Ajutați autoritățile la identificarea conținuturilor false. Dacă le vedeți la radio sau TV, sesizați Consiliul Audiovizualului. Dacă le vedeți pe rețele sociale, raportați la respectiva rețea socială. Urmăriți canalul Guvernului Prima Sursă, canalul oficial de verificare a informațiilor, dar și paginile oficiale ale autorităților care pregătesc informații verificate pentru cetățeni și în cazul în care vorbim de spațiu mediatic, informați-vă din surse demne și credibile care au grijă de audiențele proprii. În încheiere, vreau să mulțumesc și pe această cale colegilor din cadrul Direcției Comunicare, comunicatorilor din ministere și agenții, colegilor de la Serviciu Tehnic, dar și partenerilor noștri de la Privesc Eu și AirLive, care asigură transmisiunea în direct a acestor evenimente de presă. Reamintesc că sloganul nostru este comunicarea transparentă în beneficiul cetățenilor și cu aceste cuvinte, având în vedere că este cel de-al 40-lea briefing de presă după ședință de guvern, vreau să le doresc Crăciun fericit celor care îl sărbătoresc pe data de 25 decembrie și sărbători fericite, pline de sănătate și bucurii alături de cei dragi pentru toată lumea care este în perioada pregătirilor și ne revedem și săptămâna viitoare cu noi forțe și energii și informații de calitate de aici, de la Guvern. Până atunci, o săptămână cât mai reușită. La revedere!